Bine ați venit, dragi români de pretutindeni, oriunde vă aflați. Astăzi vă prezentăm al 8-lea episod al emisiunii Țepari în Diaspora, unde personajul principal este același John Smith, fostul Marius Ariton de la XXL Garage. Persoana păgubită în acest caz este un alt român pe nume Corneluș, care este tot din Iași ca și John Smith și care are neamuri în comun și se cunosc de mai mult timp. Acest lucru nu l-a împiedicat pe John Smith să-l înșele pe Corneluș cu suma de 280 de lire pentru reparația mașinii sale și înlocuirea unor piese auto care de fapt nu s-au schimbat niciodată ca și în cazurile precedente. Corneluș, după ce a ridicat mașina de la garajul lui John, a început imediat să aibă probleme, motiv pentru care a dus mașina la reprezentanța Mercedes și la un alt serviciu auto, iar ambele surse i-au confirmat că piesele mașinii nu fusese schimbate niciodată. În plus, Corneluș l-a întrebat chiar pe mecanicul lui John Smith de la XXL Garage, pe nume Florin Stoleru, dacă i-a schimbat piesele la mașina lui și iar acesta i-a confirmat că nu i-a schimbat nicio piesă la mașină pentru că John Smith a decis asta. Corneluș, după ce i-a demonstrat lui John Smith că l-a înșelat dându-i piesele vechi și ruginite ale mașinii pe care schimbase la un alt garaj auto, l-a constrâns și l-a făcut să recunoască în cele din urmă, după o perioadă lungă de negare, dând vina pe mecanicul lui. Astăzi am realizat un interviu în exclusivitate cu Corneluș, în care ne va povesti în detaliu țeava pe care a primit-o și cum au decurs lucrurile între el și John Smith. Interviul este realizat de Claudiu și îl prezentăm acum în premieră la Diaspora Online TV. Spune-mi, te rog, câte ceva despre tine, de unde ești, de cât timp ești rezident la Londra și ce meserie ai. Sunt Cornelius Alexandrescu, sunt din Iași, în Londra sunt de 14 ani și dețin o companie de termopane. Care este suma de bani cu care ai fost înșelat de către John Smith, fostul Marius Ariton de la XXL Garage și pentru ce anume? 280 de lire pentru schimbarea flanșilor de la amortizoare. Cum ai plătit acești bani și unde? I-am plătit cash la garaj. Ți s-a dat factură pentru banii pe care i-ai plătit lui John Smith pentru munca prestată de reparația mașinii tale și dacă da, când s-a întâmplat asta? Mi-a fost dat factura undeva la o lună jumătate, dar după foarte multe insistențe. Ți s-a dat garanție pentru reparația mașinii tale și pentru presupusa schimbare de piese auto la XXL Garage? Ți-a arătat vreodată factura pieselor auto cumpărate pe care John Smith spune că le-ar fi schimbat la mașina ta atunci când i-ai solicitat asta de mai multe ori? Niciodată. Când și cum ți-ai dat seama că ai fost înșelat și că piesele tale nu au fost schimbate niciodată și cine ți-a confirmat asta? După ce am luat mașina, a doua zi, am observat că atunci când viram, făcea un zgomot și undeva la vreo săptămână, două, s-a petrecut problema cu mecanicul care a făcut lucruri la mașina mea. A fost dat afară, ceva în genul, și a postat ceva pe România UK, precum că John Smith trage doar țape și din astea. Văzând asta, am contactat mecanicul, deci pur și simplu prin absurd. I-am scris, uite să știi, uite băiatul Mercedes-ul, ce s-a întâmplat? Mi-a schimbat piesele? Și mi-a zis că nu. Mi s-a părut un pic cam aiurea. La care mecanicul mi-a trimis screenshot-urile cu vorbirea dintre el și John Smith, în care l-a întrebat John Smith dacă ce face, mi-a duce piesele să mi le schimbi sau ce face. Și care John Smith îi zice să mi le pune toperea vechi, că eu nu o să fiu acolo la garaj, nu o să știu. Deci mecanicul a fost prima ta confirmare că piesele tale nu au fost schimbate la mașina ta, da? Da. Cine altcineva ți-a mai confirmat că piesele tale nu au fost atinse? După asta, deci am încercat să vorbesc cu John Smith, el a zis că nu, tot, că el tot știe că tot piesele au fost schimbate. Am fost la Mercedes la reprezentanță, să-mi dea o diagnoză să uit dacă schimbate, mi-a confirmat că nu au fost schimbate. După Mercedes am fost la un alt garaj, același lucru l-a confirmat și Denji. Deci ai avut trei confirmări că piesele tale nu au fost schimbate niciodată de la mașina ta. Mecanicul, da, care lucra la John Smith, reprezentanța Mercedes și un alt garaj auto. Alt garaj, da. Cum ai reacționat după această faptă de înșelăciune și ce ai făcut în acest sens pentru a-i demonstra lui John Smith că nu ți-a schimbat piesele niciodată și că ai plătit bani doar pentru ridicarea capotei la mașina ta? Păi l-am contactat, i-am zis că am dovadă că nu mi-au fost schimbate, el a negat.
și l-am contactat, i-am zis că îi plătesc manopera din nou, el să-mi scoate amortizoarele, să-mi dovedească piesele sunt noi, sunt puse noi. La care a fost de acord ca eu să mă duc mașina și să-mi fac manopera prezise, lucrările prezise. Am ajuns la garaj, am pus mașina pe rampă, el nu era la garaj și când am pus mașina pe rampă a apărut și dânsul. La care când a apărut a zis să dau mașina jos, că el nu va face nimic, deoarece a vorbit cu avocații lui și nu-l obligă legea absolut deloc să facă nimic la mașină și dacă vreau să-l dau în judecată. Cum a reacționat John Smith la feedback-urile negative pe care le-ai lăsat în mediul online? M-a contactat după și mi-a zis că de ce și cum am, de ce, din ce motiv, de ce am lăsat feedback negativ. La care i-am zis, păi stai o clipă, deci tu oferi un serviciu de toată mizeria și te aștepți lumea să te duci în slăb. Și a fost foarte deranjat de asta. Da, deci, nu știu, concepția lui diferită de a oferi servicii și feedback. Deci tot el era cel nemulțumit. Da. Văzând că și tu ești din Iași, ca și John Smith, fostul Marius Ariton, vă cunoșteați înainte de a-ți repara mașina la garajul său? Avem roduri comune. Deci aveți neamuri în comun. Da. Ce recomanzi românilor din Anglia în legătură cu John Smith, fostul Marius Ariton și garajul său Auto XXL Garage? Fugiți. Nu, noi inspirăm credere absolut deloc. Deci, plătești ce avem să plătești triplu pe urmă, să-ți repari piesele care trebuie reparate în prima instanță. Acesta este mesajul dintre Corneluș și John Smith, în care recunoaște că nu i-a schimbat piesele la mașină după o perioadă lungă de negare, propunându-i că de acei bani să vină să-i facă altceva la mașină ca să se compenseze cu țeapa primită. Acesta este mesajul dintre John Smith, care încearcă să repare greșeala față de Corneluș după țeapa pe care i-a dat-o. Corneluș i-a cerut banii înapoi și că nu dorește să aibă alte experiențe cu John Smith, dar acesta, nici după un an și jumătate, nu a dorit să restituie suma de bani. Acestea sunt mesajele dintre cei doi după ce Corneluș a lăsat un feedback negativ pe pagina garajului auto a lui John Smith, prin care îi transmite că se vor vedea acasă, amenințându-l oarecum, chiar dacă nu în mod direct. Acesta este feedback-ul negativ lăsat de către Corneluș pe pagina lui John Smith și răspunsul acestuia inventat, ca și cum Corneluș ar fi fost un competitor și nu un client înșelat, mințind astfel utilizatorii paginii sale. De menționat faptul că John Smith i-a propus lui Corneluș că dacă va scoate feedback-ul negativ de pe pagina sa, îi va restitui banii, lucru care desigur nu s-a întâmplat. Acestea sunt mesajele dintre Corneluș și un alt păgubit cu suma de 1650 de lire pentru aceeași faptă de înșelăciune, făcută în același mod în care respectivul păgubit l-a contactat pe Corneluș în urma recenzei negative lăsate pe pagina garajului lui John Smith și să-i comunice că și el a fost înșelat la rândul său tot de către aceeași persoană John Smith și la același garaj Auto XXL Garage. Acesta este un alt mesaj între Corneluș și John Smith în legătură cu revizia mașinii care ar fi trebuit să fie reparată la XXL Garage. Acesta a fost al 8-lea episod al emisiunii Se pare în diaspora, unde personajul principal este același John Smith ca și în emisiunile precedente. Persoana păgubită din materialul pe care l-ați vizionat mai devreme a fost Corneluș Alexandru din Iași, rezident de 14 ani la Londra. Așa cum probabil v-ați obișnuit, în următoarele emisiuni vor mai urma și alte cazuri de țepe pe care vi le vom prezenta în exclusivitate la Diaspora Online TV. Dacă John Smith va dori să intervină și ne va solicita dreptul la replică, cu siguranță îl va avea atât în acest caz cât și în alte cazuri difuzate deja de televiziunea noastră sau în alte cazuri care vor urma să mai apară și care au legătură direct cu acesta. Încă de la prima emisiune Se pare în diaspora, noi l-am contactat pe John Smith ca să încercăm o mediere între el și persoana păgubită, pe nume Vladimir, dar acesta a refuzat orice tip de mediere cu acesta, orice tip de contact cu noi, comunicându-ne în scris că nu mai dorește să fie contactat sub nicio formă de către Diaspora Online TV. Se pare că John Smith s-a răzgândit acum după difuzarea mai multor emisiuni cu diferite persoane păgubite chiar de către el, cerându-ne dreptul la replică pe care, desigur, îl vom da pentru oricare dintre cazurile ar dori să intervină.
Dacă locuiți în diaspora și ați fost înșelați și vreți să faceți public cazul dumneavoastră, nu trebuie decât să ne contactați pe pagina noastră de Facebook de mai jos sau pe adresa de e-mail de pe ecran. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, dați like la pagina noastră de Facebook Diaspora Online TV ca să fiți la zi cu toate emisiunile pe care le vom prezenta în viitor. Vă dorim o seară bună și, așa cum spunem noi în emisiune, jos țepari!